gândeam așa la Ioniță și la Viorica, da. Viorica de la Clejani. Da. Cum ar fi dacă Viorica ar sta potolită lângă Ioniță, Ioniță i-ar spune taci. Și nu i-ar băga nimeni acum bani în sutien. Bine, asta cu bani în sutien, aici ține de persoană. E, aici da, dar multe Mateo soliste așa fac banii, da, și mai ales în țină și genul mână, ăsta de adică, muzică. Adică, da, bune. În fine, aici e discutabil, aici, ai da dreptate, dar în rest... Vorbesc de entertainment-ul, de starea de bine pe care... Uite, de exemplu, oamenii la anunț nu vor neapărat să danseze la un moment dat. Dacă vine o solistă plină de viață care spune, hai, toată lumea să dansăm, să ne simțim bine, imediat se ridică de pe scaun. Hai, nașule, hai, îl trage pe ăla, dă mâne. Asta le fac eu. Asta le fac eu. Nu e suficient. Eu iau microfonul și le fac eu. Eu invit oamenii la dans, după care îi dau microfonul ei ca ea să cânte. Și ea după ce cântă programul, e adevărat că tu o trimiți de pe de acasă cu taxiul sau cu cineva? Da, Adriana, eu evenimentele care le angajez, eu pentru ea, pentru că am 3 soliști în taraf, eu angajez doar pentru 2 ore. Pe soția ta, da, pe Flori. Da, să cânte 45. Aș, după aceea o trimiți acasă. Da, după aceea o trimiți și iar dar există... poate mai vrea și ea să stea să socializeze cu colegii de informație, cu alți artiști, cu invitații. Păi cum să socializeze cu colegii de informație? Păi cu colegii de informație. Nu are voie să socializeze. Auzi, asta e puțin, Mateo. N-ai încredere în ei? Păi toți sunt vagabonți, până la urmă. Cine? Lăutarii? Și poftim? Dar nu e adevărat, e soția ta. Nu am încredere. N-ai încredere în ea? Adică... În ea am încredere, nu am păi facă colegii cine... Păi, stai puțin, ai încredere în soția ta, dar n-ai încredere că s-ar comporta civilizat într-un mediu de ăsta? Adică ba, da, încearcă oarecum să mă protejeze, să mă țină în cușcă. Ok, sunt iar de acord, ăsta... dacă merge numai printre oameni care consumă alcool în exces, păi, sau... Păi oamenii la ora, 2-3 dimineața deja sunt amețiți. E, și sunt ce ai senzația că o să vină cineva să tragă de ea? Nu, sau ce? Pot, nu, mie teamă de lucrurile astea și prefer... Auzi, ai încredere să trimiți singur acasă? Să vă spun sincer, sunt pe fratele meu, vine și o ia. Ok. Ca să știi are și persoană ăsta sigură. Da, vreau să spui și tu ceva, Flori. Ce să mai zic? Ce ai de gând să faci? Ar fi cazul să... Să-mi permită să merg să cânt și singură, să mă lase să fac și uite, un al doilea taraf. Uite, aici, public, Flori. Singură nu ai cum să cânt cât suntem noi împreună. Eu n-ai nu nicio... pot să mai stau la mâna lui. Da? El îți dă și bani, el îți controlează și banii. Normal. Da. Cum, eu trebuie Mateo, să fac și da banii mei personali. Dar uite, să zicem că nu mai vrea să cânte cu tine. Nu mai vrea. Nu are cum să nu mai cânte deocamdată, pentru că avem contracte semnate anul ăsta, le avem. Acum, mai nou, ce mi-a spus, a rămas așa puțin surprins. Vrea să ducă să cânte și cu fratele ei, separată. Separat și, să cânte. Și ce-ți separe așa? Dar nu vreau să... Fratele meu este tot instrumentist și aș putea foarte frumos să merg cu el cum i-a propus și un salariu mai bun. Măi, dacă relația profesională dintre voi exact doi umbrește relația personală, poate că ar fi momentul să vă despărțiți profesional. El nu este de acord. Flori, nu este de acord. Tu ne-ai spus nouă că te simți ca într-o închisoare. Îmi doresc asta din toată inima. Să merg, să ies cât mai mult și să îmi fac treaba, nu? Ca fiecare. Dar nu-ți dorești și să mergi la plimbare și să ai o viață normală? Și asta. Și să-ți vizitezi părinții, prietenele, de câte ori ai chef sau de câte ori ai timp? Păi și Adriana, vrei zi de zi să-și viziteze părinții? Dacă asta simte ea, da. Este puțin, Mateo, că totuși... Câți ani ai, Flori? 33. Mulți înainte, mulți să fii sănătoasă. Când a fost ultima oară când ți-ai permis și tu și ți-a permis și soțul să mergi la o cafea cu o prietenă sau cu o... Nu știu. Nu mai rețin. Nu mai rețin, sinceră să fiu. Dacă mă întâlnesc așa, din întâmplare, cu cineva, la mall sau așa, pe unde mergem, ok, discutăm, ne vedem, ne... bucurăm. Dacă nu, nu. Deci da, programările de mele exemplu, că cu prietene Facebook și cu prieteni, nu. Dacă nu te vede că stai pe Facebook sau acolo ai voie să socializezi? Socializez mai puțin și acolo. Dar ce faci, frate, acasă? Trebuie să-i cer permisiunea. Am voie să postez sau nu poza asta? Cum ți se pare? M-am îmbrăcat decent sau nu? Și așa mai departe. Nu mai... Da, te-ai îmbrăcat foarte decent. Dar cred că... De obicei mă îmbrac foarte decent. Dar ai putea să te îmbraci cum vrei tu, nu cum vrea el. Dar de ce accepti? Păi, dar nu accepti. E vară, fie iarnă. Adică simți nevoia să te îmbraci într-o rochiță, mai decoltată, mai... Ok, nu zice nimeni să mergi în sutien la mall.
dar totuși ești o femeie frumoasă, ai forme, adică vrei, nu vrei să văd niște forme, dragă Mateo, orice sac ei pune pe ea, se vede, adică nu e, n-ai ce să ascunzi, ți-ai doar dacă îi pui o burca de aia. Eu nu vreau lucrul ăsta să, cât mai decent, cât mai ascuns. Păi, pentru un bărbat gelos, decent, nici sacul nu acoperă. Nu accept lucrurile astea să fie, că, sau să fie cât mai sexy la nuntă, nici atât. Nici atât, nu. Că se uită bărbații. Normal. Okay. Nu. Și dacă să zicem, prin absurd, desigur, ți-ar cere divorțul. Să-mi ceară divorțul? Da. Să zicem nu că, uite... Nu sunt de acord. Nu sunt de acord. Ea a spus că vrea să plece de acasă. Nu poți să ții pe cineva cu forța. De fapt, a zis că vrea să te dea pe tine afară din casă, ca să înțeleg că e pe numele ei și că tu ești un fel de colocatar. Deci ea poate oricând să spună, hai, dragă, gata, ne despărțim. A și zis lucrul ăsta. Caută-ți în altă parte. A și zis lucrul ăsta, dar nu cum să plec, unde să plec eu acum să mă gosnească ea. Se remediază situația bine, nu? Ce? Iarăși bine. Adică ar fi cazul să ne vedem fiecare de drumul lui. Și de cariera lui, bineînțeles. Eu sunt femeie și... Și ce? Chiar dacă sunt femeie, vreau să am și o prioritate. Mi se pare normal. Aș vrea să ascultați ce se întâmplă psiholog. Într-o relație, gelozia poate fi condiment sau o travă. Depinde de cum o percepi. Câmpul de percepție pe care îl are un bărbat gelos, că spuneați mai devreme că... Eu știu cel mai bine ce e bine pentru ea. Exact. Eu știu cel mai bine ce trebuie să facă ea. Da. De unde știți asta dacă nu aveți empatia omului îndrăgostit pentru femeia iubită? Adică un om îndrăgostit, un soț care își iubește soția cu adevărat, trebuie să se gândească așa. Eu mă simt bine când o văd pe ea închisă în casă, dar ea ce simte? Iată ce simte ea, că nu mai poate. Și atunci ce a realizat bărbatul, soțul, care a fost foarte posesiv, căruia îi place să dețină controlul și la bani, dar și la gândurile, dacă ați putea să puneți stăpânire pe gândurile acestei doamne, ați face-o. Dar vreau să vă întreb altceva. La început mă gândeam că poate e o gelozie reactivă, adică doamna merge, e cântăreață, face... Se uită bărbații după ea. Sigur că da, adică are un comportament așa... Nici vorbă de așa ceva. Nici vorbă. Și atunci ne întâlnim cu o gelozie de suspiciune care merge pe scenarii. Adică dumneavoastră sunteți propriul scenarist la distrugerea unei relații care, de altfel, ar fi fost să fie frumoasă, mai ales că aveți o fetiță. Acum vin și vă întreb. Cum ați vrea dumneavoastră să fie fetița dumneavoastră când va fi mare? Cum să se poarte soțul ei cu fetița dumneavoastră? Cum? Să poarte la fel, nu la fel ca... Nu la fel ca tine? Nu la fel ca mine. Cum? Dar cum? Să-i dea libertate. Să-i dea ei libertate. Da. Să știți, adică tu vezi fetița că e da, dar mie nu. Da. Da, dar știți ce se întâmplă? Fetița este martorul unei povești de iubire care nu seamănă poveste de iubire. De ce? Pentru că ea de câte ori dumneavoastră vă uitați strâmb sau îi faceți o critică sau îi faceți observație doamnei dumneavoastră, doamna își schimbă privirea, indiferent cât ar încerca să facă un rictus, să se prefacă, că e fericită, că râde, copiii sunt foarte senzitivi și ei înțeleg că mama nu este fericită și înțeleg că în această relație degeaba se preface tata și spune cu voce tare că el își iubește nevasta, că își iubește familia, că nu e adevărat. Iar când se va face mare conform modelului parental, ce va face fata? Va căuta un bărbat ca tatăl. Se va duce și se va atașa de un bărbat care seamănă identic cu tatăl ei. Adică acolo, în structura de personalitate a copilului, se sedimentează modelul biologic, amprenta biologică. Și vreți, nu vreți, se va simți atrasă de familiaritatea comportamentului unui băiat care vă seamănă. Cum ar fi să vină acasă cu un băiat... Să vină când va face ea 16, 17, 18 ani, să vină acasă cu un băiat care să spună, ia mâna de pe telefon, nu pune aia acolo. Și sau nu te duce, sau nu te duce, la, nu te duce la părinții tăi, pentru că eu sunt gelos. Dacă te întâlnești cu nu știu cine, dacă cineva îți fură inima, să știți un singur lucru, că
afirmația din aur că aveți încredere în soția dumneavoastră. Nu aveți încredere în dumneavoastră. Vă este teamă, ori ați avut în familie așa ceva, ori tatăl dumneavoastră a înșelat-o pe mama dumneavoastră. Îi se face rău. Așa e? Da. Înțelegeți? Auzi, dar tu ai înșelat-o pe Flori? Nu. Niciodată. Da, mă rog, după cum reacționezi, ai dat din cap că da și ai zis că nu. Nu, da, am zis nu. Exact, asta. Dar Flori zice că, de fapt, tu ești ăla care mai socializează, tu ești ăla care... El este acela care vine la 4-5 dimineața în cursul săptămânii. Când n-aveți cântare. Când da, nu avem. Dar da, eu sunt foarte curioasă, care a fost cel mai mare scandal dintre voi doi? Și ce s-a întâmplat atunci? Eu întotdeauna am acceptat situația. Nu am avut curajul să... Ai aplanat scandalurile. Exact. Părinții tăi, pentru că vorbea Ioana, spunea de părinți. Părinții tăi ce spun? Părinții? Părinții nu se bagă, săracii. Da, ca nu care cumva să... Sigur asta de vorbă cu mama ta, ca între fete? Ce să zic, când sunt cazuri extreme, o mai menajez, pentru că e în vârstă și nu stă bine cu sănătatea și zic să nu o supăr atât de tare, să facă tensiune, să-i serpă inima, din cauza mea. Pentru, să nu am pe conștiință. Pentru fetița dumneavoastră ați încercat să schimbați unele lucruri în familie, în cuplu dumneavoastră? Depinde ce lucru. A încercat să nu ne mai certăm în mașină. Atât. Atât. Cu copilul, dar în casă? Da, copilul în casă? Vocat, normal. Că m-am... Ce înseamnă asta că m-a provocat? M-a provocat. Dacă nu ne-am înțeles în mașină, într-adevăr, sunt foarte... vorbesc foarte... Când mă enervez, vorbesc impulsiv, urât și... Da, da, ideea e că nu copiii mai dumneavoastră, cont, da, copiii noștri nu au nicio vină. Știu. Copiii nu trebuie să fie martori la scandalurile dintre mama și tata. Știu, pentru da, că problemele pe care le au părinții nu le au copiii. Nu, deci dar... nu au cum să știe să aibă aceleași rotițe. Și păcate psihicul lor. Scuzați-mă, nu m-am putut să mă abțin și nu s-a întâmplat de mai multe ori. E adevărat, recunosc asta, că am procedat foarte urât și vis-a-vis că era și copilul. Nu, dar se întâmplă așa. Câmpul percepției dumneavoastră se îngustează, adică devine exact ca atunci când noi suntem foarte, foarte furioși.